Domnule președinte, vă mulțumesc pentru înalta distinție ce ați hotărât să mi-o acordați astăzi, dar eu sunt obligat să refuz primirea ei de la un comunist, la fel ca toți ceilalți care ne-au condus țara de la Revoluție și până azi, împotriva cărora eu am luptat din 1968 și voi continua să lupt pe cale legală și democratică până la ultima bătaie a inimii. Sunteți binevenit. Nu așteptați invitația mea. Bun. Asta pe de-o parte. În al doilea rând, vreau să știți că eu respect insemnele statului român. În alt ordin al statului român nu vi l-a dat Traian Băsescu, ci președintele României în numele statului român. Și toți așteptăm respect pentru acest stat.